bun găsit în Gura Presei. O să vorbim astăzi, într-o consistentă parte din emisiune, despre putrefacția, mirosul pestilențial de putrefacție morală care afectează o parte importantă din justiția din România. Dar să începem un pic mai ușurel, așa, cu o încălzire ușoară. Vreau să vedem, să ne uităm la doamna Udrea. Știți că au fost sărbătorile pascale, înțeleg că așa li se spune, sărbători pascale, și toți politicienii ne-au arătat lucruri absolut extraordinare, cum ar fi banalități. Cum ciocnesc ei ouă, cum, nu știu, cum d-astea, cum sunt ei cu familia, adică lucruri foarte tari, foarte, foarte tari și spectaculoase. Chiar simțeam nevoia să văd cu politicienii ciocnesc ouă, de exemplu. Să-l văd pe hăhăitul ăla de Traian Băsescu, care are păcate. Dacă păcatul ar avea o culoare, conștiința lui Traian Băsescu ar fi mai neagră decât negru. Nu s-a inventat o culoare care să atât de închisă ca să descrie funinginea care îi ține lui Traian Băsescu loc de conștiință, dar să pozează cu nepoată sa, ciocnind-o cu nepoată sa. Oricum, nepoata lui va învăța să vorbească mult înainte ca Eba să reușească performanța asta, deci... Da. Și am văzut-o, deci, pe doamna Udrea. O să o văd pe doamna Udrea. Care n-are ceea ce este de remarcat la doamna Udrea. Deci, poate cea mai importantă calitate a dânsei, sau cea mai semnificativă, cea mai descriptivă calitate a doamnei Udrea, nu este... Tupeul ăsta e pe locul 2 și 3. Pe locul 1 este lipsa totală a simțului ridicolului. Deci nu simte, n-are simțul ăsta. Adică, băi, e ridicol? Nu. N-are nici cea mai mică străbatere. Atunci plonjează, se scufundă chiar, poate câștiga campionatul național de scufundări în penibil și ridicol. Hai, avem poze cu doamna Udrea? Hai să le dăm pe post. Deci uite, pe sistemul ce face Udrea de Paște. Uite, profitând de sfaturile, înțeleg, de indicațiile prețioase unei doamne mai în vârstă, care pare competent, adică pare din filmul cu pricina, repede și doamna Udrea își pune o bazma de mămăiță pe cap, desigur o ie, acum am văzut că în România cine nu poartă ie nu există, adică e acum o modă din asta și o obsesie și o ipocrizie crâncenă. Să purtăm să purtăm iată, ia doamnei Udrea și vâră dânsa în cuptor ținând un fel de mermeleac sau ce e ăla, de băț cu ambele mâini, mă rog, aspirațional desigur, în cazul dânsei, vâră în cuptor ceva. Dar, hai să ne uităm ce pantofe are. Cetățeni, ce anume nu e din filmul ăsta? Vă întreb așa, ce poate să fie în capul dânsei? Că băi nene, hai să fac o poză cu o mamaie, nu? Cu cuptorul, cu tradiția, uite, cu chestia aia pe perete, cu motivele acelea naive, cu, da? Cu ușa de lemn, adică să fie din povestea asta, să pară că sunt și eu, habar n-am, tradiționalist-o, tradiționalist-o sărbătorească, mă rog, conformistă. Uite-te tu ce și-a pus în picioare. Cum așa ceva? Cum așa ceva? Cum mă, Jimmy Choo? Cum mă cu Jimmy Choo? L-a vârât pe Jimmy Choo în poza cu Paștele din România. Și iată-o acum, nu-i se mai văd picioarele, da? Tot așa, cu ambele mâini, ține de un mermeleac din lemn, vezi, și rulează. Și este și gospodină, este cu tradițiile, este și cu Jimmy Choo. Pe noi, bine, bănuiesc că nu s-a descălțat tocmai la poza la care nu se vedea aspectul. Să spui pantofi roz cu toc, cu mămăile, mi se pare tare. Să vrei să pari ca ele, din filmul cu mămăile, asta mi se pare. Deci asta, n-are simțul ridicolului. Asta este principalul motiv pentru care eu mi-aș dori ca doamna Udrea să candideze la funcția de președinte al României. Vom avea niște momente superbe, cu siguranță. Tocmai din pe asta mizez. Dom'le, n-are simțul penibilului și al ridicolului și atunci cu siguranță vom asista la niște faze, la niște momente
sublime. Ce zici, Călinescu? Așa, ia uite acolo. Deci e pe sistemul, cine-și mai vâră mâna în... Uite, uite cum frământ, vedeți? Eu frământ. Da, vedem, vedem. Da, și uitați, am exact și portul tradițional și tot. Eu sunt, de fapt, o româncă, jet be jet, care iubește tradițiile. Și da, 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 știm, știm, da, da. Exact. Hai, cine-și mai bagă mâna în bolul respectiv? Bine, toate aceste imagini n-au de fapt nevoie de niciun comentariu, pentru că le fac mai mult decât 1000 de cuvinte. E... wow, atât. Adică doar te uiți și... wow, uite-te tu un pic. Hă? Își dă ea jos și aia, baticul ăla hidos dă pe cap și o arde în bambu după aia. Zice, hai că, am băgat aici. Am, așa pare. Da. Bun. Eu